Așteptam de mult un asemenea anunț, o asemenea veste bună, ca episcopul nostru Anton Durković, cel care și-a dat viața pentru noi, așa cum Iisus și-a dat viața pentru poporul său, să fie ridicat la demnitatea de fericit în cadrul bisericii noastre. Așteptam cu nerăbdare, personal, dar și întreaga noastră dioceză. Toți preoții și credincioșii s-au unit într-o campanie de rugăciuni pentru ca Dumnezeu să ne ofere această bucurie de a fi recunoscut episcopul nostru ca și un exemplu de iubire, de credință, de tărie, de curaj și de sfințenie. Suntem fericiți pentru că am auzit astăzi această veste. Eu într-un chip cu totul special, întrucât întors de la Roma, după ce l-am întâlnit pe Sfântul Părinte la audiența generală, care ne-a vorbit despre Comuniunea Sfinților, după ce l-am întâlnit pe cardinalul Angelo Amato, prefectul Congregației pentru Cauza Sfinților, ajungând acasă, am rămas cu adevărat emoționat la vestea care a fost transmisă prin diferite căi, că Sfântul Părinte a confirmat și a decretat ceea ce așteptam de mult, ca episcopul nostru să fie declarat fericit. Ne bucurăm și trebuie să-i aducem lui Dumnezeu laudă, preamărire, mulțumire că El cu adevărat nu rămâne dator pentru cei care îl iubesc. Știe ca să-i răsplătească la timpul potrivit. Ne bucurăm că Maica Sfântă, pe care episcopul Anton Durković a iubit-o, a prețuit-o, a cinstit-o așa de mult și care a încredințat întreaga dieceză și tot poporul prin acel act de consfințire pe care l-a făcut înainte de a fi arestat, ne bucurăm că ea, Maica Sfântă, l-a susținut și a stat alături. De fapt, știam acest lucru, că niciodată nu poate fi uitat cel care o iubește, o invocă, o caută și apelează la ea. Deci avem aceste momente, bucuria unor împliniri din partea lui Dumnezeu, cel care l-a iubit și îl iubește și ne iubește și pe noi, și sigur că o binecuvântare pe care am primit-o prin mijlocirea Maicii Domnului. Am fost mai ales surprins că între sărbătoarea tuturor sfinților și cea a fericitului Ieremia a venit această decizie din partea Congregației pentru Cauza Sfinților și această confirmare și această decizie a Sfântului Părinte de a-l înscrie pe episcopul nostru în rândul fericiților, în rândul martirilor. Chiar între aceste două sărbători a avut loc această veste. O considerăm că face parte din adevărul de credință, împărtășirea sfinților. Sfinții se caută între ei. Sfinții sunt împreună pentru a se îndrepta spre noi, chemându-ne la o asemenea misiune și pe noi în viața noastră. Așadar, sunt emoționat, întors acasă de la Roma, să aud această veste și să o citesc pe toate mijloacele de comunicare. Le mulțumim celor care cu adevărat au susținut această cauză cu munca lor, cu rugăciunile lor, într-un chip deosebit în această lună octombrie, cu rugăciunea rozarului, în care Maica Domnului a fost invocată mereu și cu acest gând. Le mulțumim tuturor. Și vă mulțumim și sfinților voastre, celor care lucrați la radio, care ne aduceți vești bune și încurajare în munca noastră, misiunea noastră. Rugăm pe Dumnezeu să-i răsplătească pe toți și vom sta mai departe alături în rugăciunea noastră, în această comuniune de rugăciune, pentru ca pașii următori cu adevărat să ne poarte și la împlinirea cea mare de a fi declarat și sfânt. Pentru asta ne rugăm și așteptăm ca El, prin rugăciunile noastre, să ne ofere și o intervenție miraculoasă necesară pentru un asemenea pas
către cinstea altarilor ca și sfânt. Tuturor acelor care în aceste zile s-au îndreptat spre Dumnezeu cu gândul ca fericitul nostru Ieremia să-l susțină pe Anton Durcovici, le mulțumim. Și cu adevărat trăim o bucurie comună peste tot. Și la Iași, și la Roma, și la Bad Deutsch-Altenburg, și la București, și în toate parochiile noastre, și în radioul nostru. Tuturor așadar, cu bucurie, un gând de a merge cu curaj înainte.